O țară care se golește pe zi ce trece. Asta e România ultimilor ani. Anul trecut, peste 400.000 de oameni au lăsat în urmă orașele în care trăiau. Echivalentul unui județ întreg. Fie că au ales orașe mai dezvoltate în țară sau au plecat direct în străinătate, oamenii nu s-au mai uitat înapoi. Două orașe miniere din Gorj sunt în primele trei cele mai depopulate din întreaga țară. Oraș deja de jumătate de secol, Motru a trăit mereu în jurul minelor și carierelor de cărbune. Odată cu trecerea timpului, rezervele de lignit s-au subțiat și minele s-au închis. Asta, practic, a alungat oamenii din oraș. Și eu am copii plecați afară, dar asta e situația, nu numai în Motru, în toată țara. Ce se face? Așa se face că, după Baia de Aramă din Mehedinți, statisticile situează municipiul Motru pe locul 2 în topul celor mai depopulate orașe din România. 600 de oameni au părăsit orașul doar anul trecut. Se golește, se golește. Îmbătrânește, nu se golește. În Motru e foamete mare, cu totul se închide, nu că se golește. Rămânem noi bătrâni. Dovadă că orașul este tot mai depopulat, stau și astfel de clădiri, abandonate și năpădite de buruieni. În această școală, de exemplu, odinioară învățau peste 300 de elevi. Pentru că au fost tot mai puțini copii, a fost închisă și lăsată în paragină. Doar câteva pancarte ruginite mai amintesc de mineritul înfloritor din zonă. Cărbunele a adus pe vremuri pâinea pe masă a mii de ortaci din Motru. Alte perimetre au fost închise că nu mai rentau din punct de vedere economic. Există și o oarecare restrângere a activității economice cu efecte în, ce spunem, în migrația unei părți a locuitorilor către alte orașe sau în altă parte. Motru mai are cam 20.000 de locuitori, cu 7.000 mai puțin decât acum 20 de ani. Soluții pentru ca oamenii să nu mai plece nu s-au găsit încă. Nu avem cele mai bune condiții, situația, poziționarea orașului, căile de acces importante lipsesc. Am primit asigurări că se vor face, va mai dura multă vreme până se vom avea finalizate aceste drumuri rapide. Alt oraș minier, aceeași pustietate. Rovinari este al treilea în topul orașelor care se golesc într-un ritm îngrijorător. Aceleași cauze. La noi subteranele s-au închis prin 99. L-am lucrat pe la Urdari. De atunci am plecat, am luat drumul Sârbiei, vreo 6 ani pe acolo, după aia am fost în Italia, din Italia am fost în Cehoslovacia. Salariile astea sunt chiar enorm de mici. Numai Rovinari, Gorj, toată țara a fost depopulată și oamenii au plecat masiv din țară spre ce? Spre un loc de muncă sau spre mai bine? Că nu cred că pleacă nimeni de drag din orașul lui sau din țara lui. Edilul din Rovinari încearcă să-i convingă pe cei plecați să se întoarcă. A adus două fabrici în oraș, dar au ajuns să caute oameni prin tot județul, pentru că acolo pe loc nu mai sunt.